Salut, prieteni, eu sunt Viorel, așa cum bine știți. M-am gândit să fac videoclipul ăsta, să vă zic și vouă la ce m-am gândit eu acum. Păi, m-am gândit așa să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt un băiat realizat, mă, până la urmă urmei. Am 32 de ani și tocmai ce am auzit la radio, o fată că spunea că ea e ok că să e realizată că are o mașină și o casă și nu știu cum. Pana mea. Și mi-am dat seama de mine și am stat așa și m-am uitat și eu la mine și am zis, bă, eu în situația mea, wow, eu am două mașini, am și o casă, păi înseamnă că eu sunt bine, frate. Pe lângă faptul că n-am picioare, gândindu-mă la faptul că n-am picioare, stau așa și mă uit la cât de norocos sunt. Bine, norocos, frate, am și muncit, sincer. M-am chinuit la viața mea. Dar așa, fără picioare cum sunt, vezi tu, am două mașini, am o casă unde să stau. Nu știu ce să mai îmi doresc. Și tot sunt supărat pe mine că, na, mai avem probleme, na, mașinile astea sunt mai așa, mai trebuie niște piese, niște cutare, dar, bă, până la urmă le am. M-am gândit că le am. Sale mele, frate. Și trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Îți mulțumesc, Doamne. Sincer să fiu, chiar mi-am dat seama de chestia asta. Și chiar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Ce să zic, așa că, bă, fraților, sincer să fiu, în viață nu contează ce ai făcut. Contează ce ești. Și să te iubești pe tine. Să faci ce-ți place. Hai că s-a băgat. Așa că ce să zic? Băi, am și eu un mesaj pentru voi toți, cei care mă urmăriți. Nu știu ce să vă zic, dar am un mesaj așa pentru voi. Mulțumiți-vă cu ce aveți, frate, și prețuiți-vă părinții foarte mult. Și mai presus de toate astea, bucurați-vă, fraților, de ceea ce aveți. De orice aveți. Cât de săraci ați fost. Pentru că viața e frumoasă în toate felurile mele. Doar trebuie să știi să te impui în acel moment. În rest, Dumnezeu cu voi. Vă pup.